fost nevoie de 5 zile pentru ca autoritatea rutieră de transport să elibereze licențele pentru firmele de transport persoane care au câștigat licitația organizată de Consiliul Județean. Din cauza unor neconcordanțe între rezultatele obținute de firmele participante, giurgiuvenii care se foloseau de aceste mijloace de transport zilnic au fost nevoiți ca timp de câteva zile bune să facă autostopul. Deși nu le-a fost bine în tot acest timp pentru că au înregistrat pierderi financiare semnificative, patronii firmelor nu sunt supărați, ba chiar le mulțumesc reprezentanților ARR că le-au eliberat licențele. Făcusem o investiție foarte mare și asta însemna 800 de euro și am putut relua activitatea și s-a pus în aplicare ceea ce era normal și firesc să se întâmple. Le mulțumesc tuturor, chiar dacă au acționat cu întârziere și au eliberat mai târziu, cu toate că am avut niște pierderi materiale. Patronii firmelor de transport din județul Giurgiu asigură giurgiuvenii că vor călători în cele mai bune condiții și totodată îndeamnă că atunci când ceva îi nemulțumește să vină să le comunice. Le zic tuturor călătorilor că nu le voi înșela așteptările, le voi perfecționa permanent serviciile vis-a-vis de ei, iar dacă au cele mai mici de plăceri, îi rog în acest sens să mă solicite, să mă sune, chiar dacă au ceva probleme cu un șofer, sau ce probleme au, sau să îmbunătățim, să aducem ceva, să le fie benefic lor, să schimbe, să se vadă schimbarea de la ce a fost și ceea ce este. Microbuzele și autobuzele care fac legătura dintre municipiu și comunele județului circulă după programul deja știut de cei care le folosesc, cu aceleași ore, locuri de plecare și de sosire.